Condițiile în care trăiesc asistații sociali sunt de neimaginat. Erau mulțumiți însă că aveau un acoperiș deasupra capului. E jale ce aici, plătim câte 3 milioane, 2 milioane, milioane, ne mănâncă șocolanii de vii, ne mănâncă guangele, păduichi, am fata la școală, mi-a trimis-o de la școală acasă că e plină de păduichi, m-am dus la farmacie, m-am făcut de râs. Am operație ruptă și m-a rugat și să mă lase, că am purtat toată ruptă, mi-a fost rău și el m-a dus ora la spital, unde să mă duc, unde să stau, de 3 zile mi-e rău și nu știu încotro să o iau, că nu am unde să mă duc. Din cauza focarului de infecție care este aici, în blocul ăsta, în B2, eu deocamdată locuiesc la cumnatul meu. Datorită faptului că mi-am pierdut camera, mi-am pierdut servici, mi-am pierdut tot, mi s-a luat copiii din cauza focarului de infecție care este pe raza asta. Pentru a sta în această mizerie, oamenii mai și plătesc 20 de lei chirie plus utilitățile, care ajung la câteva milioane de lei vechi. Dacă la mine stăteau două persoane în casă, eu trebuia să plătesc exact cum plătește unul de, cu șase pe persoane. Timp iarnă, pe timp de iarnă, 6 milioane pe lună. Se plăteau bani grei. Bani grei. Unde se duc banii ăștia? Din propriile noastre, dacă ne duceam undeva să producem niște bani, la fier sau pe unde ne duceam și produceam, și să ne ducem să le dăm banii, de ce? De ce? Dacă avem nevoie de o adeverință, cei care au ajutor social și au nevoie de o adeverință medicală, se ducă la spital, cei de la primăria orașului Rovinar nu se eliberează. Cele 10 familii au rămas sub cerul liber. O tânără cu 4 copii și-a găsit adăpost într-un canton CFR. Ce era aici? Canton. Canton. De CFR-ul. De CFR-ul. Am vrut să mă mut în partea aia, atât de acolo nu mă lasă gardiane. Am zis să trag aici. Acum unde să mai mă duc? N-am unde să mă duc, primarul, dacă că nu mă ajute pe noi. Vine frigul, unde stați? Aici n-aveți nici ușă. Nici aici punem pădură, că n-am de unde să iau ușă, că n-am ba. Reprezentanții primăriei susțin că vor fi găsite soluții pentru cele 10 familii, însă nu se cunosc în momentul de față. Disperații oamenii nu au decât să le pună copiii în brațe. Iată-l un pădăr cu ei cu tot. O 2 milioane pe lună. Păi ce să fac? Din ajutorul social ce fac? Deci uitați-vă, are ajutor social, are beneficii de mâncare, da? Și mâncare și pentru copii. Da, este, că aia e de la DRCE. Luăm mâncare, luăm asistență. De la cine domnul? De la guvern. Atât, dai mă ta? Vom renova blocul și vom băga înapoi. Da, 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 nu, vor găsi aici. Vom găsi tot noi soluții. Nici unul dintre oamenii ăștia nu vor rămâne afară. Cei care pleacă astăzi, unde dorm la noi? Nu pleacă nimeni astăzi, arătați-mi unul care pleacă. Cine și are unde mă mut acum cu 4 copii? Evacuate vor fi și celelalte familii care au datorii. În total sunt 65.